FC Botoșani continuă meciurile fără înfrângere și după etapa a șasea. În derbiul sălășenilor, care joacă în Liga 1 dintre Gabi Vașvari și Liviu Antal, câștig de cauză a avut primul. Echipa pregătită de Cristi Popovici a câștigat partida de pe teren propriu de aseară cu FC Vaslui cu 1-0, reușita botoșănenilor fiind semnată de Claudiu Cotoban în minutul 80 printr-o lovitură de cap din interiorul careului de 6 metri. Cu acest succes, FC Botoșani urcă din nou pe prima poziție în clasament cu 14 puncte, urmată de Astra Giurgiu și Petrolul, fiecare cu 12 puncte. Duelul de aseară a fost primul dintre cele două formații pe prima scenă a fotbalului românesc. Cele două echipe se mai întâlniseră o singură dată în toamna lui 2012 în Cupa României, când s-au impus tot formația din Botoșani cu 1-0 grație golului marcat de Valeriu Bordeanu. Pentru Botoșani urmează deplasarea de la Viitorul Constanța de la sfârșitul săptămânii, în timp ce FC Vaslui primește vizita echipei din Timișoara.